Salutare urmăritor Dentistry Hub, numele meu este Alin, medic dentist la Dentistry Hub și astăzi continuăm seria discuțiilor cu oamenii care ne-au trecut pragul în clinică. Dacă data trecută v-am prezentat un pacient care se afla încă în tratament, astăzi vreau să vă prezint o pacientă care a terminat tratamentele la noi în urmă cu un an și jumătate, doi. Și cum să vă fac cazul ăsta mai interesant este că m-am gândit să fac o comparație, că dacă Andreea Marina ar prezenta cazul ăsta, cred că ar avea top de audiență pe emisiunea ei. Vreau să vă prezint astăzi pe Mihaela. Bună, Mihaela! Bună, Alin! O să avem o serie de întrebări și o să vreau să răspunzi cum vrei tu, cât de liber îți povestești, pentru că ești o persoană cu foarte deschisă și îți place să vorbești. Când ai început povestea cu dentiști, de când mergi la dentist? Așa, mai recent. Din copilărie. Din copilărie și mai recent, de acum 3 ani, când m-am gândit să ajut mușcătura, să mă ajut pe mine estetic și am gândit Dorei ceva estetic, schimbare. Bun. Și... m-am gândit să-mi pun niște fațete. Ok. Am început lucrarea la un alt cabinet stomatologic. Am ajuns la finalizarea ei și doctorul îmi spunea că este ok, dar din păcate mie mi se părea că nu este ok pentru că nu mă auzeam bine, nu puteam mușca, nu puteam vorbi corect. Adică cumva ați luvei dinții ciudat. Exact. Te chinuiți, adică erai trebuie să fii conștient în momentul în care vorbești. Exact, erau mult prea groși, nu-mi plăcea culoarea. Iar plus de asta, nu puteam pronunța corect cuvintele. Da, mi-aduc aminte că am început și știu cum mi-ai spus de puștiul tău, că ți-a numit dinți într-un fel foarte amuzant. Să ne mai simit cum mi-ai spus. Nu mai mi-aduc aminte. Mi-ai spus că ți-a numit, că ai zis, ai dinți de zgript țuroaică? Da. Asta îmi ținut minte și a fost foarte amuzant și nemulțumit. Mereu am spus asta că așa. Da, așa este. Copiii tot mereu mi-au spus că nu sunt ok dinții care am mai bine arătam înainte decât cu dinții de atunci. Cum ne-ai găsit pe noi? În momentul în care, ok, mi-am acceptat, sau mai bine zis, mi-am dat seama că ceva este în neregulă cu mine, cu dinții mei, am intrat și într-o depresie atunci, da. Okay. Pentru că mi s-a schimbat viața total, în rău, nu în bine. Am început să caut pe internet unde aș putea să mă duc. Pentru că pe toată lumea pe care întrebam, spuneau, nu am pe cine să-ți recomand. Și așa, în căutările mele, v-am găsit pe voi. Mă bucur că cumva ți-ai schimbat această stare și că nu mai ești în acea depresie, nu? Da, nu, la propriu. Chiar aveam depresie atunci când am venit la tine în cabinet și... te-am rugat să mă ajut sau dacă pot să mă ajuți, viața mea, deci nu puteam să dorm, nu puteam să mănânc, eram foarte irascibilă, deci toate lucrurile negative. Ți-ai minte când s-a fost ceva sau un negrit, sau mi-ai spus povestit ceva, dar nu știi de la ce sau de la, mai știi de ce-i cu ții sau cum. Da, am mâncat un fruct și dinții automat mi s-au negrit. Am sunat stomatologul, mi-a zis că e o chestie normală, că dacă mă voi spăla pe dinți ori să-și revină, lucrul acesta nu s-a întâmplat, ba din contră, mi s-au înnegrit și mai mult. Ok, pentru că, ca să-ți explic, s-a întâmplat, s-au înnegrit pe dedesubt, nu s-au înnegrit pe neafară, mă rog, irelevant. E bine că am trecut peste și că ești ok acum. Ți-a fost greu să ai de nou încredere să mergi la dentist? Adică după experiența asta, adică ți-ai... Nu, sincer să fiu cu tine, a fost dragoste la prima vedere. Ca să zic așa, am căpătat încredere în tine pentru că m-am documentat foarte bine înainte să vin. M-am uitat pe ceea ce postați voi pe YouTube și așa mi-ați câștigat încrederea și faptul, atunci când am venit și am discutat față în față, am spus, this is it. Aici vin. Pentru că după o experiență de genul, uneori, adică știu că pacienți înțeleg chestia asta, că ți este foarte greu să ai din nou încredere, băi, am făcut-o odată și n-a ieșit bine, ești mult mai circumspect și te gândești, oare o să iasă bine data asta, oare o să fie ok, oare să... Dar cumva n-am simțit asta din partea ta, că ești panic. Am simțit că ai încredere în mine și că am apreciat foarte mult asta și de obicei când pacienții vin și se lasă pe mâna ta fără să... Adică lucrurile ies mult mai bine decât cineva care știu chestii de tot timpul, știi, stă așa, că ce acolo, ai acolo, să uit la toate detaliile astea. Ce sfaturi ai pentru copiii tăi acum, legate de igiena?
ce dojenești acasă? Nu numai copiii mei, pentru toată lumea, adolescenți, copii, să se spele pe dinți, să aibă grijă pe dinții lor. În primul rând să aibă grijă de igiena orală, care contează foarte mult. Eu le spun tot mereu așa, cu dinții ăștia vei muri, ai grijă de ei. Da, este un sfat foarte bun să mor cu dinții. Da. Hai să ne povestești ceva amuzant și cum povestești la un moment dat că te-ai fost legată la dentist. Dai din casă, ca să zic așa. Eu am ținut minte ce ne povestești. Amuzant nu este. Acum e amuzant. Da, acum e amuzant. Când eram copil, deci de copil am avut probleme cu dinții, în special aveam foarte multe carii. Tata mă ducea la un stomatolog, prieten cu el. Pe vremea erau niște scaune ca la frizer, îmi puneau o băncuță și bineînțeles că anestezie nu putea să-mi facă, că eram mult prea mic, aveam 5-6 ani și nu stăteam și mă legau cu un cablu și mă momea cu tot felul de portocale, de gumă de mestecat ca să stau. Deci eu, una cel puțin copiilor mei, nu le-aș face așa ceva. Dar ei merg la stomatolog, mi-ai zis merg. Mult mai relaxat. Mult, cu mult. Datorită și tehnologiei care există acum și, în primul rând, aparatele. Voi, ca și doctor, veniți cu alt suflu și altă mentalitate, discutați altfel cu noi, cu pacienții. Atunci, cred că, nu știu, societatea vedea altfel și puneau medici pe un piedestal și, până la urmă, suntem toți oameni și... Trebuie să-ți explic ce fac și să vorbesc cu oamenii. Asta mi-a plăcut cel mai mult la tine, că atunci când am venit și am început lucrarea, mi-a explicat ce va fi pas cu pas. Mai ce se va întâmpla. Așa ca etape cum a evoluat? Hai că le recapitulăm împreună. Am dat jos lucrările, care știu că au ieșit foarte ușor, pentru că erau cumva infiltrate pe desubt, cum ai spus, s-au colorat. Da. Ți-am făcut inițial dinții de sus, ți-am pus dinții de sus. Jos ai avut niște lucrări provizorii ca să testăm mușcătura, să vedem că ești ok și poți să vorbești ok cu noi dinți provizorii. Când mi-ai confirmat că ești ok, am schimbat și lucrările de jos provizorii, am trecut cel definitiv. Așa a fost. O să dat așa un fotografic cu before și after. Trebuie. Da. Mulțumesc foarte mult! Apropo, îți mulțumesc că m-ai recomandat recent, că m-ai trimis o prietenă de-a ta. Mulțumesc! Cu drag, oricând! Mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc, Alin! Și ne vedem la controale! Voi veni! Super! Acesta a fost episodul de astăzi. V-am prezentat-o pe Mihaela, o pacientă pe care mi-aș dori să o am în fiecare zi în cabinet. Să ai asemenea pacienți, este o plăcere să lucrezi. Sper că v-a plăcut cazul ei. Ne vedem în episodul următor cu un alt caz. Pe noi ne găsiți pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok, Facebook. Mulțumesc! Bye!